Cum ești din Râmnic spre Focșani și de o parte și de alta drumul european 85, ești imbiat de fel de fel de struguri. Cardinala, fuzalie și ceasla. Oamenii care au podgori în zonă au ieșit la șosea cu gândul că vadul e bun și nu plătesc taxe ca în piețe. Puțin sunt însă cei care opresc mașina și cumpără. Clienții sunt în general șoferii și pasagerii microbuzelor ce vin dinspre Moldova. Aceștia sunt mulțumiți de marfa pe care o cumpără, mai ales că este luată direct de la producător. La 4 lei mi se pare un preț bun. Unde sunteți? București. Și v-ați oprit să cumpărați struguri? Da, ne-am oprit să... Păi ce să facem? Un strugur e bun de la producător? E binevenit. E binevenit și e gustos, e bun. Comerțul cu struguri la marginea drumului nu mai este însă de mult o afacere profitabilă. Producătorii speră totuși că își vor putea acoperi cheltuielile cu îngrijirea viilor. A fost un an bun față de anul trecut. Nu am avut probleme cu mana. A apărut o înfăinare. Așa, pe parcurs, am luat imediat măsuri și am scos-o la impasul normal. Cei mai mulți viticultori spun că au ajuns să-și îngrijească podgoriile din pasiune, pentru că investițiile sunt mari, iar câștigul destul de mic. E o lotărie cu agricultura, nici nu reușim să le scoatem banii care am investit. Am făcut, de exemplu, 4 stropiri, am stropit via de 4 ori într-o lună, și în jur de vreo 10 milioane un stropit, deci 40 de milioane numai într-o lună. Având în vedere că am stropit-o de vreo 2 luni și 80 de milioane, nu scot 80 de milioane pe un hectar de vie. Un kilogram de struguri pornește de la 3 lei în funcție de soi.